Biblia folosește cuvinte mari, dar de data aceasta cred că este o apreciere justă. Ne aflăm, ca să spun așa, în ajutul unui eveniment adevărat, un eveniment însemnând o mulțime de calități pe care această expoziție le întrunește. Aș începe spunând că deschidem împreună cu Fundația Muzeului de Artă Recentă o expoziție dedicată unei dintre cei mai importanți artiști contemporani, un artist care și-a câștigat o notorietate la nivel internațional, operele sale făcând parte din colecții de multor muzee de prestigiu ale lumii, și am să amintesc aici doar Muzeul de Artă Modernă de la New York, Centrul Pompidou de la Paris sau Tate Modern de la Londra. Cred că este un eveniment pentru că reprezintă rolul colaborării dintre Muzeul Național de Artă și Fundația Muzeului de Artă Recentă. În condițiile în care colaborarea produce un efect major. Nu se află aici, mulțumesc că vă gândiți și o mulțumire a mea faptul că se află aici. Am primit o vacanță cu o zi înainte de deschiderea expoziției. Ea a formulat vremea colectiv, iar acest colectiv este alcătuit din Ioana Persică, Cristian Veche, Alexandra Zegran, Ian Otoceanu, Ioana Șerba, Marina Bănescu, Vlad Băglea, Gabriela Chirovocea, Victor Bartiș, Graficianu, sunt fost județ de idei de la CESI, de la Centrul de Excelență în Studiul de Imagini și îmi pare foarte bine că Sorin Alexandrescu se află aici, care este mentorul și conducătorul acestei instituții. Realmente a fost o surpriză că la MNR am întâlnit o altă echipă, tot în fost domeniul artei și istoriei artei. Și mai mult în care ne studiem istoria artei. Această energie, vreau să evoc, această capacitate de a lucra sub foc continuu, foarte fierbinte, în condiții nu întotdeauna pierdice. Vreau să spun că da, e adevărat, nu este genial și doamna Costina Angela a fost niște colaboratori la fel de coerent și la fel de convingător, conceptual și atât de radical ideologic, și celelalte de mersuri experimentale clasice, foto, video, performance. Este primul mers în care a început de la a tatona tot ceea ce înseamnă pictură și în anii 60 și tot ceea ce înseamnă pictură înseamnă reîncărcarea școlii de la Paris. O să vedeți în prima sală acest început, dar după aceea să prindă încet, încet și să demupeze, să rupă, practic, coerența discursului pe care eu am obișnuit să numesc în patru suprânci, sistemul care a creat și din urmă un fel de monopol asupra expresiei. Asta a făcut numai când, altfel, în alt mișcă. De asta a funcționat și funcționează cu unui catalog de noce care l-am făcut, ca un fel de surprinzătoare oglindă. Nu ne-am așteptat să aflăm în ea fire, dar au ieșit trasit. Vi-l pot recomanda așa pentru oameni și știți că este primul și până acum singurul ideologic, cred că vă recomand în timpul când mă laud de astea situația și așa înseamnă să lucrești de trebuie este, nu văd ca cineva să se arunce așa ceva. E primul catalog critic, catalog de zone al unui artist de la Român în viață, este un catalog în care aveți mai spune 700 de lucruri. Mulțumim, Ștef. Sponsorul nostru, Carmelo Bishop. Pahar de fier rece.